Într-un studiu recent, 76% dintre angajații din România au spus că au experimentat cel puțin un episod de epuizare extremă în ultimii 5 ani. Însă, mai bine de jumătate au avut mai multe momente când au lucrat, deși simțeau că fizic și psihic cedează. De aceea, la Valoria, am întrebat 50 de directori de HR din România. Care sunt recomandările principale pentru a face față presiunii la locul de muncă? Top 6 răspunsuri arată după cum urmează. 1. Fă-ți experiența de lucru plăcută. Există o mulțime de lucruri mici pe care le poți face pentru o experiență de lucru mai plăcută și mai sănătoasă. Pune o plantă de interior pe birou. Poate avea un efect liniștitor. Ține o sticlă de apă lângă tine și hidratează-te. Îți ajută creierul să funcționeze mai bine. Asigură-ți o bună iluminare naturală a biroului. Îți susține starea de spirit bună și productivitatea. Pune în apropiere o sursă de miros plăcut. Îți trezește simțurile. Fă un concurs săptămânal de wellness cu colegii tăi. Vă va bine dispune. 2. Prioritizează și organizează. Stabilește-ți obiectivele împreună cu managerul tău direct. Asigură-te că activitățile tale zilnice se aliniază cu obiectivele tale. Întreabă-te, această activitate mă apropie sau mă depărtează de obiectivele mele? Dacă răspunsul este negativ, atunci acea activitate nu este o prioritate. Fixează-ți termene limită de realizare pentru tot ce ai de făcut. Folosește calendarul și planifică-ți încă de vineri timpul alocat fiecărui proiect din săptămâna viitoare, ținând cont și de pauzele tale, bineînțeles. Fă-ți o listă de activități de care să te ții ca să fii sigur că nu omis ceva. 3. Construiește relaționări pozitive. Lasă-ți telefonul deoparte în pauze. Dacă ți îngropi capul în social media, WhatsApp sau alte rețele de comunicare, cum să mai relaționezi cu colegii? Povestește experiențe noi pe care le-ai trăit și din care ai învățat. Te arată în lumina pozitivă a celui deschis să învețe din orice situație, să-și facă noi prieteni, cu încredere în el și în cei cărora le povestește. La sfârșitul săptămânii planifică un eveniment care stimulează creativitatea, cum ar fi un escape room sau un joc video în rețea. 4. Fă sport sau măcar mișcare. Ar trebui să faci un minim de 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Dacă nu ai timp să te încadrezi într-o sesiune de alergare sau stretching, înainte sau după muncă, în fiecare zi, poți să lansezi împreună cu colegii din echipă o întrecere pentru cine face cei mai mulți pași sau urcă cele mai multe trepte în acea săptămână, folosindu-vă fiecare de o brățară sau ceas smart. Schimbă-ți poziția de lucru din așezat în picioare sau vorbește la telefon plimbându-te prin birou sau chiar afară. 5. Mănâncă sănătos. Fără să ne dăm seama, ne mâncăm sentimentele. Mulți oameni apelează la fast food ca management al stresului la locul de muncă. Când sunt stresați, creierul lor eliberează cortizol, ceea ce îi face să-și dorească alimente sărate, dulci și încărcate cu grăsimi pentru plăcerea de moment pe care acestea o aduc. În mod ironic, mâncatul de stres sau mâncatul emoțional nu face decât să agraveze problema. Zahărul sau alimentele încărcate cu grăsimi, cum ar fi pizza, burgerii și înghețata, le dau o stare de letargie și cu greu pot aborda problemele care le stau în față, ceea ce nu face decât să le mărească și mai mult stresul. De aceea este atât de important să consumăm alimente sănătoase, care sunt bogate în carbohidrați complexi, care ne alimentează creierul și susțin concentrarea și focusul. Acest lucru dă puterea de a învăța cum să faceți față presiunii de lucru și cum să depășiți stresul la locul de muncă. Și 6. Dormi bine. Lipsa somnului îți inhibă capacitatea de a face față chiar și cantităților normale de stres și îți afectează negativ starea de spirit și perspectivele. Dormi 8 ore pe noapte pentru o bună regenerare a organismului. Du-te la culcare și trezește-te la aceleași ore chiar și în weekend. Evită privitul în ecranele televizorului, laptopului sau telefonului cu cel puțin o oră înainte de culcare. Îți suprastimulează creierul și ți împiedică somnul. Dar, ce spun eu, oricât de bine cunoscute sunt cele de mai sus, aspectul care face diferența este punerea lor în practică. Disciplina acestor obiceiuri sănătoase conduce la o viață de calitate și la performanță. Tu, cum îți gestionezi presiunea la locul de muncă?